Deși se află în detenție, de peste o lună Elena Udrea a apărut în fața magistraților de la Sofia într-o ținută impecabilă, perfect coafată și părând încrezătoare, în ciuda cătușelor. Specialiștii spun că, potrivit legislației europene privitoare la drepturile deținuților, persoanele încarcerate au dreptul la îngrijire și la imagine. Nu putem să acceptăm o asemenea imagine, pentru că, sigur, în România avem această, dacă vreți, acest tablou al condamnatului, inculpatului și, da, vorbim despre un condamnat definitiv în persoana doamnei Elena Udrea, care arată altfel, nu aranjat, nu tuns, nu frezat. Prin condamnare nu înseamnă că nu mai ai dreptul la, eu știu, demnitate sau la serviciu religios sau la cosmetică. În plus, în Bulgaria, Elena Udrea nu își execută pedeapsa, ci e doar în custodia autorităților, iar regimul în acest caz ar putea fi mai relaxat, spun juriștii. De altfel, fostul ministru al turismului mai rămâne în țara vecină o perioadă. Ședința în care Curtea de Apel ar fi trebuit să ia decizia definitivă în privința extrădării s-a încheiat după 20 de minute cu o nouă amânare. Apărarea Elenei Udrea a cerut timp suplimentar pe motiv că unul dintre avocații săi a avut în cursul dimineții un accident de mașină în care a fost rănit. В съда беше предоставен и медицински документ за претърпяната травма. Другият адвокат на госпожа Удрея настоя за отлагане на делото, тъй като по думите му адвокат Анева разполага с документи, предоставени от румънската страна, които са важни по делото и ще бъдат предоставени на следващото заседание. Прокуратурата също изрази становище, че при това положение делото следва да бъде отложено. Съдът го отложи и насрочи за 18 май от 13 часа. Apărarea fostului ministru susține că documentele promise ar fi răspunsuri venite de la CEDO la adrese formulate de avocați. În primă instanță, magistrații bulgari au admis cererea de extrădare, dar Elena Udrea a contestat hotărârea. Ea are de ispășit în țară condamnarea la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Galabute. Colegul meu, Marius Popescu, urmărește ce se întâmplă cu procesul Elenei Udrea de la Curtea de Apel din Sofia. Marius, bună seara! De câte ori mai pot amâna judecătorii bulgari o decizie? În seara, judecătorii bulgari mai au destul timp pentru a face acest lucru. Astăzi credeam că până la urmă va fi o decizie finală și Elena Udrea va fi extradată în România sau se va lua altă decizie, și anume aceea de a nu fi extradată în România, dar iată că astăzi, din câte am văzut, dat fiind că Elena Udrea a susținut că avocatul domniei sale nu se poate prezenta la instanță pentru că în cursul acestei dimineți s-ar fi lovit la față și a trimis documente medicale în acest sens, a existat o nouă amânare. Practic vorbim conform legislației bulgare despre 26 de zile de acum înainte, termen în care judecătorii bulgari trebuie să dea, o să ia o decizie, să stabilească dacă Elena Udrea va fi sau nu extradată în România, și vom vedea și ce documente vor fi prezentate miercurea viitoare, atunci când este stabilit un nou termen, pentru că vorbim despre documente care ar proveni de la CEDO, dar și de la instanțe din România. Evident că judecătorii au considerat importante acele documente și de aceea au dat și această amânare. Mai trebuie să vă spun că și astăzi Elena Udrea, susțin surse judiciare, ar fi solicitat să nu fie filmată de către jurnaliștii din România, dar și de către numeroși jurnaliști bulgari care au fost prezenți astăzi la Curtea de Apel, numai că, dată fiind calea de acces prin Curtea de Apel către sala de judecată, se pare că polițiștii de aici nu au avut de ales, așa că au condus-o pe Elena Udrea pe culoarul principal până când au dus-o în sala acolo unde a avut loc și respectiva ședință de judecată. Așadar, așteptăm să vedem ce se întâmplă pe 18 și dacă atunci va fi pe la urmă un termen final sau va mai exista o nouă amânare. Atât pentru moment. La revedere!